Din cauza ploilor torențiale, 19 turiști au rămas sâmbătă blocați în masivul retezat zona Poiana Pelegii. Când și-au dat seama că nu mai pot coborî de pe munte, oamenii au cerut ajutor la 112. Jandarmii și salvamontiștii i-au dus cu mașinile de teren într-o zonă sigură. În retezat, ploile abundente au rupt două podețe și au provocat două alunecări de teren. Din cei 19 turiști, doar 12 au coborât de pe munte. Aceștia au fost preluați de salvamontiști și jandarmi și ajutați să ajungă într-o zonă sigură de la intrarea în Parcul Național Retezat. Intervenția a fost una dificilă și a durat peste 4 ore. Ceilalți 7 turiști au preferat să mai rămână câteva zile în zonă.